schimb, sunt în continuare protejați de imunitate. Foștii miniștri, senatori Ecaterina Andronescu și Șerban Mihăilescu, procurorii DNA, și-ar dori să înceapă urmărirea penală împotriva celor doi în dosarul Microsoft și așteaptă de 3 săptămâni un aviz din partea Senatului. Nu-l vor primi curând. Comisia juridică a amânat pentru a doua oară astăzi discuțiile pe această temă, iar amânarea este una consistentă până pe 19 noiembrie. Așadar, după ce se încheie alegerile prezidențiale, vor relua discuțiile senatorii din Comisia Juridică, ceea ce a nemulțumit vizibil parlamentarii opoziției astăzi. Sunt pașoc de noi aici. Iată din nou amână. În opinia noastră erau date suficiente, dosarul era exact cum DNA-ul ni l-a trimis. Noi trebuie să dăm un vot în comisie. Pentru senatorii puterii însă dosarul nu este suficient, nu este relevant, prin urmare spun că vor cere date suplimentare din partea Direcției Naționale Anticorupție. Ce date ar putea cere și să vedem dacă le-au și cerut, ne spune reporterul Digi24, Toma Petcu. Toma, bună seara, evident nu este nicio grabă în a clarifica situația, spune-ne însă dacă măcar pasul l-au făcut și au cerut aceste date suplimentare. Bun găsit, Alice. Urmează să facă acest lucru Comisia Juridică, pentru că așa este procedura până la urmă. Cei de la PSD, senatorii PSD, în timpul discuțiilor, au cerut amânarea, așa cum subliniești tu, amânarea luării unei decizii până pe 19 noiembrie, până după alegerile prezidențiale. Și, practic, s-a supus la vot. Cei de la opoziție au fost în minoritate și a trecut această cerință a opoziției. Urmează ca, conducerea Comisiei Juridice să formuleze o adresă către DNA să le pună la dispoziție noi informații, dacă mai sunt noi informații în dosar, pentru că asta au cerut cei de la PSD. Subliniei foarte bine, încă o tergiversare practic din partea senatorilor PSD, pentru că prima a fost în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, trebuia dosarul, aceste două dosare referitoare la cei doi senatori, sunt deja de aproape o lună de zile în Senat, trebuia Comisia Juridică să dea un verdict pe 15 octombrie. În primă instanță. Tot cei de la PSD au venit atunci și au spus că nu au avut timp să studieze dosarul. Astăzi, iată, cer noi date de la DNA. Rămâne de văzut ce date ar putea să le mai dea DNA, pentru că am vorbit inclusiv cu președintele Comisiei Juridice, Cătălin Boboc, și l-am întrebat care ar fi aceste date, aceste noi informații, și nu a știut să ne spună. Ce se întâmplă, Toma, dacă prin absurd, nu neapărat absurd, dar procurorii nu vor primi niciodată aviz din partea Senatului în ce-i privește pe Șerban Mihăilescu și Ecaterina Andronescu, foști miniștri pe care procurorii ar vrea să îi pună sub urmărire penală. Sigur că da. Păi ce să se întâmple? Cei doi, Ecaterina Andronescu și Șerban Mihăilescu, nu vor fi cercetați niciodată, cel puțin în acest dosar. Pentru că așa este procedura, până la urmă așa este legea după care se ghidează în acest moment, iată, și procurorii, dar și parlamentarii. Este musai nevoie ca în cazul miniștrilor sau ai foștilor miniștri care actual sunt parlamentari, este musai ca DNA-ul să ceară încuvințarea începerii urmăririi penale camerei din care cei doi sau respectivii anchetați, care urmează să fie anchetați, fac parte. Evident, Alice, dacă colegii parlamentari ai respectivului consideră că nu este nevoie sau nu este necesar să înceapă începerea urmăririi penale, nu vor da acest aviz, iar cei incriminați de DNA nu vor fi anchetați niciodată în respectivul dosar. Ați văzut dosarul? Ce probe sunt în dosar? Nu sunt probe. Nu sunt probe, asta pot să vă spun. Trebuie să acceptăm că unii oameni pot să fie nevinovați și ca urmare nu trebuie să îi îngropăm de vii. Nu există niciun fel de probă, nu există absolut nimic care să mă lege de acest lucru. Eu am semnat un singur document în septembrie 2003, care a fost aprobat în guvern în 4 septembrie 2003, iar în 20 octombrie 2003 mi-am dat demisie. După care apar acolo tot felul de povești că am determinat pe nu știu cine să facă nu știu ce declarațiile persoanei determinate. Contrazic exact ce a spus acuzațiile procurorului. Eu cu Nicolae Dumitru nu am discutat niciodată niciun fel de acțiune
legată de activitatea guvernamentală. N-am avut niciun fel de activitate comercială sau financiară, dar sunt prieten cu domnul Nicolae Dumitru dinainte de 99. Care este instanța care stabilește ce spuneți dumneavoastră, că nu există probe? Deocamdată pe procedură este Comisia Juridică. După ce stabilește Comisia Juridică, mai vedem. Așa am spus de la început, că respect procedurile legale în totalitate. Și de ce nu acceptați să se ducă mai departe această procedură? Se va duce. Se adică va duce. Să se încuvințe. Se duce în plen. Se duce în asta. Nu îi depinde de problema mea. Șerban Mihailescu.